ziua! Mă numesc Coblețova Galina și tema noastră de astăzi se numește Puterea cu exponent întreg, proprietăți. Pentru început vă propun o problemă. La o firmă, angajaților li s-a propus achitarea salariului în modul următor. Prima oră de lucru costă 2 lei, iar fiecare oră următoare de lucru de 2 ori mai mult decât ora precedentă. Ce sumă va primi angajatul pentru o zi lucrătoare de 8 ore de lucru? Dar dacă angajatul va pleca cu o oră mai devreme? Efectuăm schema. Prima oră, 2 lei. A doua oră de 2 ori mai mult decât ora precedentă, deci 2 înmulțit cu 2 și este egal cu 2 la 2. Astfel obținem că pentru a 8-a oră va primi 2 înmulțit cu 2 la 7, ceea ce reprezintă 2 la 8 lei. Pentru toată ziua, deci însumăm aceste valori și obținem 510 lei pentru 8 ore. În cazul că va pleca cu o oră mai devreme, din toată suma 510, vom scădea suma care o primește pentru 8 ore, 2 la puterea 8. Este egal cu 256 lei pentru 7 ore. Sau am putut să împărțim cu 2. Ați știut că distanța de la Pământ până la Soare este de 1,495 înmulțit cu 10 la 8 km, ceea ce constituie 149.500.000 km. Acesta este un număr mare care este scris cu ajutorul puterii cu exponent natural. Iar norma zilnică de consum a vitaminei C pentru un adolescent este de 5 înmulțit cu 10 la puterea minus 2 grame, ceea ce constituie 50 de miligrame. Este un număr mic, care este scris cu ajutorul puterii cu exponent întreg. Deci să ne amintim ce este puterea cu exponent natural. A la puterea n este egal cu a înmulțit cu a înmulțit cu a de n ori, unde a este un număr real de 1, iar n este un număr natural de 1. Prin definiție, considerăm a la puterea 0 este 1 și 0 la puterea 0 nu are sens. Dacă avem o putere cu exponent întreg, a la puterea minus n va fi egal cu 1 supra lui a la puterea n, unde a este număr real de 1 și n este un număr întreg. Deci, memorați această transformare, cum putem să trecem de la a la puterea minus n la putere cu exponent natural. Câteva exemple. 2 la a treia este 2 ori 2 ori 2 și este egal cu 8. 2 la a doua e 4, 2 la a întâia e 2 și 2 la putere 0 e 1. Va fi 2 la minus 3. Deci, utilizând această definiție, 2 la minus 3 este egal cu 1 supra lui 2 la a 3 și este egal cu o optimă. 2 la minus 2 va fi o optimă și 2 la minus 1 nu domină. În cazul când avem fracție, de exemplu, 1 întreg și o domină, totul la putere minus 3. În primul rând, introducem întregul. Obținem 3 supra lui 2, totul la putere minus 3. Aplicând această definiție, obținem 2 treimi, totul la puterea a treia. În caz general, putem să zicem că a supra lui b la puterea minus n este egal cu b supra lui a la puterea n. Pentru a și b, numere reale nenule, iar n, număr întreg. În continuare, vom enumera câteva reguli de calcul cu puteri cu exponent întreg. Deci, definiția a la minus n este egal cu 1 supra lui a la puterea n. Și pentru orice a și b, număr real nenul, n și n întreg, avem 1 la puterea n este egal cu 1. La exemplu, 1 la minus 2 este egal cu 1 supra lui 1 pe 2 și este egal cu 1. Deci, pentru a demonstra aceste proprietăți, sau mai exact, pentru a verifica aceste proprietăți, noi vom utiliza această definiție, vom scrie ca putere cu exponent natural, care deja noi le cunoaștem și le-am demonstrat. Minus 1 la puterea 2n este egal cu 1. 2n e formă de scriere a numărului par. Deci minus 1 la puterea minus 6 va fi egal cu 1. Minus 1 la puterea 2n plus 1 este egal cu minus 1. 2n plus 1 formă de scriere a numărului impar. Și ca exemplu avem minus 1 la puterea minus 7 este egal cu minus 1. A la puterea m înmulțit cu a la puterea n este egal cu a la puterea n plus n. Produsul la două puteri cu aceeași bază, baza rămâne aceeași și exponenții se adună. Ca exemplu, a la 3 înmulțit cu a la minus 5 va fi egal cu a la puterea 3 plus minus 5 și este egal cu a la minus 2. A la puterea n supra lui a la puterea n este egal cu a la puterea n minus n. La împărțirea două puteri cu aceeași bază, baza rămâne aceeași și exponenții se scad. Ca exemplu, avem a la minus 7 supra lui a la 5 este egal cu a la puterea minus 7 minus 5 și este egal cu a la puterea minus 12. A înmulțit cu B totul la puterea N este egal cu A la puterea N înmulțit cu B la puterea N. Și ca exemplu, A înmulțit cu B totul la minus A treia este egal cu A la puterea minus 3 înmulțit cu B la puterea minus 3.
A supra lui B, totul la puterea N, este egal cu A la puterea N supra lui B la puterea N. Și, ca exemplu, A supra lui B, totul la puterea minus 3, este egal cu A la puterea minus 3 supra lui B la puterea minus 3. A la puterea N, totul la puterea M, este egal cu A la puterea N înmulțit cu M. Puterea unei puteri, baza rămâne aceeași, exponenții se înmulțesc. Și avem A la puterea minus 2 totul la puterea 3, este egal cu A la puterea minus 2 înmulțit cu 3 și este egal cu A la puterea minus 6. Adevărat sau fals? 2 la puterea minus N este egal cu minus 2 la puterea N. Desigur, este fals. 2 la minus N este egal cu 1 supra lui 2 la puterea minus N. Această propoziție este falsă. 2 la puterea minus N este egal cu 1 supra lui 2 la puterea N. Este adevărat. 2 la puterea minus N este egal cu 1 supra lui 2 la puterea minus N. Este fals. 2 la puterea minus N este egal cu minus 1 supra lui 2 la puterea N. Este fals. Minus A totul la puterea 2N este egal cu minus A la puterea 2N. Este fals, deoarece exponentul este un număr par, deci rezultatul nu poate să fie negativ. Minus A totul la puterea 2N plus 1 este egal cu minus A la puterea 2N plus 1. Este adevărat. Minus A totul la puterea 3 este egal cu minus A la puterea 3. Aceasta este adevărat, este un caz particular a punctului 7. Modulul lui A la puterea 2 este egal cu A la puterea 2. Este o propoziție adevărată. Și minus A la puterea 2 este egal cu A la 2. Această propoziție este falsă. Găsiți greșeală și corectați-o. Minus 2 la puterea 4 este egal cu minus 16. Minus 1 la puterea minus 7 este egal cu minus 1. 2 înmulțit cu 3 la 2 este egal cu 18. Fiți atenți la ordinea vectorii operațiilor. Se execută puterea și apoi înmulțirea. 2 la puterea n înmulțit cu 2 la puterea 2 este egal cu 2 la puterea n plus 2. Exponenții se adună. 2 la minus 1 plus 3 la minus 1 este egal cu, deci 2 la minus 1 a doilime plus o treime, găsiți numitorul comun și adunați, obținem 5 șesimi. 0 la puterea minus 5, cât este egal? Nu are sens această expresie, deoarece baza, am zis în definiție că trebuie să fie diferit de 0. O doime la puterea minus 3 este egal cu 8. 2 treime la puterea minus 2 este egal cu 9 pătrime. Comparați. 7 pe 4 la puterea 3 înmulțim cu 4 pe 7 la 2 cu minus 2 totul la puterea 0. Pentru aceasta calculăm fiecare membru. 7 pe 4 la 3 înmulțim cu 4 pe 7 la 2. Încercăm să facem ca să fie aceeași bază. Și pe 4 pe 7 la 2 vom scrie ca 7 pe 4 la puterea minus 2. Astfel avem aceeași bază, 700 la 4. Deci, produsul la două puteri cu aceeași bază, baza rămâne aceeași, exponenții se adună și obținem 7 pe 3. Minus 2 la puterea 0 este 1. 7 pe 3 este o fracție supraunitară, deci este mai mare decât 1 și semnul este mai mare. Efectuați operațiile. Pentru a efectua aceste operații, desigur, vom utiliza proprietățile menționate anterior. A la puterea 4 înmulțit cu A la minus 2 este egal cu A la 2. B la 6 supra lui B la minus 3 este egal cu B la puterea 9. C la minus 4 supra lui C la minus 7 este egal cu, fiți atenți la semne, minus minus face plus, deci este egal cu C la 3. D la minus 2, totul la puterea 5, este egal cu D la puterea minus 10. D la puterea minus 5, totul la puterea 3 și încă o dată la puterea minus 2. Exponenții se înmulțesc și obținem E la puterea 30. X la 3, Y la puterea minus 4, totul la puterea minus 2, este egal cu X la puterea minus 6, Y la puterea 8. Calculați 3 la a 2, totul la minus 5, înmulțim cu 3 la a 7, supra lui 3 la puterea minus 3. Utilizând proprietățile puterii, deci puterea unei puteri, exponenții se înmulțesc, produsul la două puteri cu aceeași bază, exponenții se adună și astfel obținem 3 la minus 3 supra lui 3 la minus 3. Simplificăm și obținem 1. 5 la a doua, înmulțit cu 5 la minus 4, totul la puterea minus 1. La fel, aplicând proprietățile puterii, obținem 5 la minus 2 înmulțit cu 5 la 4,
obținem 5 la 2 și este egal cu 25. 2 la 7 supra lui 2 la putere minus 5 și sunt 8, totul la putere minus 2. În primul rând, pe 8 o scriem ca puterea lui 2, este 2 la 3. Și apoi, aplicând proprietățile puterii, obținem 2 la 7 supra lui 2 la 4 și ce este egal cu 2 la puterea 3 și este egal cu 8. Calculați! 2 supra lui 3 totul la putere minus 3 plus 5 la putere minus 2 împărțim la 5 la putere minus 3. Avem 3 supra lui 2 totul la 3 plus 5 la putere minus 2 plus 3. Și este egal cu 8 întreg și 3 supra lui 2. 2,5 la putere minus 5 înmulțit cu 0,4 la putere minus 5 plus 3 supra lui 4 la putere minus 3 înmulțit cu 1 întreg și 3 la putere minus 3. Baza nu este aceeași, dar în cazul dat avem un produs și exponenții sunt egali. Aplicăm proprietatea și avem 2,5 înmulțit cu 0,4 totul la putere minus 5 plus, deschidem paranteză, 3 supra lui 4 înmulțit cu 4 supra lui 3 totul la putere minus 3. Obținem 1 la putere minus 5 plus 1 la putere minus 3 și este egal cu 2. Aduceți la formă cea mai simplă expresie. 15 la puterea n supra lui 5 la puterea n plus 1 înmulțim cu 3 la puterea n minus 2. Avem baza 15, 5 și 3. Toate sunt diferite, dar observăm că pe 15 putem să-l scriem ca 3 înmulțit cu 5. Aplicând proprietatea puterii, avem 3 la puterea n înmulțit cu 5 la puterea n supra lui 5 la puterea n plus 1 înmulțit cu 3 la puterea n minus 1. 3 la puterea n îl scriem ca 3 la puterea n minus 1 înmulțit cu 3, iar pe 5 la puterea n plus 1 îl scriem ca 5 la puterea n înmulțit cu 5. Simplificăm ceea ce putem să simplificăm și obținem 3 5. Rezolvați problema. Densitatea cuprului este de 1,9 înmulțit cu 10 la puterea 3 kg pe metru cub. Aflați masa unei bucăți de cupru de forma unui paralelepiped pe dreptunghi cu dimensiunile de 2,5 înmulțit cu 10 la minus 1 metru, 12 cm și 2 înmulțit cu 10 la putere minus 2 metri. Pentru început, să scriem aceste unități cu aceeași unitate de măsură. Deci facem transformări. Obținem dimensiunile acestui paralelepiped sunt 0,25 m, 0,12 m și 0,02 m. Densitatea este egal cu masa pe volum. Deci masa este egal cu densitatea înmulțit cu volum. Densitatea o cunoaștem, calculăm volumul. Volumul este egal cu produsul dintre lungime, lățime și înălțime, deci cele trei dimensiuni. După ce le înmulțim, obținem 0,6 înmulțim cu 10 la putere minus 3 metri cub. Deci masa este egal cu 1,9 înmulțim cu 10 la putere 3, înmulțim cu 0,6 înmulțim cu 10 la minus 3. 10 la 3 înmulțim cu 10 la minus 3 este egal cu 1, 1,9 înmulțim cu 0,6 este egal cu 5,34 kg. Deci, masa acestei bucăți de cupru este de 5,34 kg. Masa Pământului este de 5,972 înmulțit cu 10 la putere 24 kg. Iar masa electronului este de 9,11 înmulțit cu 10 la putere minus 31 kg. Este încă un exemplu de utilizare a numerelor mari și numerelor mici, reprezentate cu ajutorul puterii. Vă provoc să găsiți cât mai multe exemple de utilizare a puterilor în diferite domenii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.